Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Poliaș CFR Cluj, meci în această etapă a 16-a din Superliga României. Este al doilea duel al acestei zile. CFR Cluj, cel puțin pentru următoarele ore, dacă o va învinge în această seară pe Poliaș, are oportunitatea să urce pe prima treaptă a clasamentului. Luis Felipe, brazilianul, 1-1 cu Vasile Mogoș. Ciobanu și este gol! Superbă fază! Extraordinar! 1-0, Harrison marchează după ce a făcut-o în meciul cu Oțelul Galați. Minutul 11, Poliaș CFR, 1-0. Fază de toată frumusețea. Apărarea CFR-ului făcută și acum. Lui Mandorlini nu-i vine a crede. Nici o șansă pentru Răzvan Sava, vom avea reluare. Faza chiar este frumoasă. Probleme mari în blocul defensiv al CFR-ului. Harrison face diferența pentru Poliaș. Mogoș, absolut ridicol. Mogoș își pierde busola pe acest duel 1-1. Luis Felipe. Felipe, foarte simplu, vine Ciobanu, îi trimite lui Spas. Pasă decisivă a lui Rare și Spas pentru reluarea din prima. Ce înseamnă să lovești balonul din prima? Fără preluare, fără a se complica. Harrison, spectaculos din cădere pentru acest Poliaș CFR 1-0. Super. Se evită balonul aruncat în careul CFR-ului, este clar, s-a lucrat mult la această strategie. Luis Felipe primește de la Bordeanu, Felipe, gol! Ho-ho! Spectacol la Iași, 2-0, marchează în acest minut 22, incredibil, 2-0 pentru Poliaș, incredibil cu câtă ușurință. Reușesc băieții lui Leo Grozavu prin croatul Cataneț să-și mărească ecartul. Cât de ușor pare fotbalul. Dar este un început de meci perfect pentru Poliaș. Luis Felipe, pericolul numărul 1. Cât de bine stă aici Bordeanu, se informează, atacă balonul, trimite simplu. Din prima, balon, atenție, lovit mai mult cu tibia, am impresia. Nu, cu latul, am avut impresia că l-a lovit în tibia piciorului stâng pe Cataneț. Bine, n-a fost lovit așa cum și-ar fi dorit Cataneț, dar ce contează? Este o minge trecută printre picioarele lui Răzvan Sama pentru acest Poliaș CFR 2-0. Încearcă să devină periculoasă CFR-ul și este ocazie cu gol! Durel a venit. Minutul 27, CFR-ul relansează meciul în Copou. Poliaș CFR 2-1. Iată, suporterii CFR-ului veniți până la Iași, bucurându-se de golul favoriților. Durel Avenu marchează pentru CFR. O fază la care apărarea pregătită de Leo Grozavu s-a acoperit de rușine. Aceasta este realitatea. Centrarea lui Bârligea, deloc rea. Reluarea lui Filip Otele. Balonul cade pe Filip Otele. Lovroțvec se implică în continuare. N-avea cum să fie offside pentru că Samaioa dormea pe el. Capitanul Iașului a anulat orice poziție de offside. Vine această reluare a lui Țvec cu capul. Urmărește foarte bine Avenu. Nici n-avea cum să nu facă pentru că era acolo în zonă. Se luptă Avenu pentru acel balon și acest gol îi aparține în mod special capitanului celor de la Poliaș. CFR, echipă pe care o știm fiind o formație redutabilă la fazele fixe, atenție, gol! 2-2, minutul 38, marchează pentru CFR Arlindo Aieti, șut năprasnic. Început furibund de meci pentru echipa lui Leo Grozavu, care cedează după ce în minutul 22 avea acel avantaj de 2 goluri. Și este egalată, importantă este centrarea, preferă să joace simplu. A să vedem, Tatsidis, nu este offside, ocazie mare, a venit și este bară! Mai departe pericolul continuă, este
Ratare monumentală. Iată, Tatsidis. Aici, Durela Vănu. De impresia că pleacă din poziția în afara jocului. Carlo Muhar lovește stâlpul din stânga porții. Din nou Avenu, de două ori în blocaj pentru același Carlo Muhar. Muhar, centrarea de loc rea, este gol! CFR Cluj face 3-2. Minutul 44, spuneam, se mai pot întâmpla lucruri până în pauză. La Iași, suporterii CFR-ului au făcut această deplasare de la Cluj până la Iași, bucurându-se în acel cadru, ceva mai multă liniște. Ilașcu, cred că președintele Balaș are pulsul 5.000. Muhar, centrarea acestuia ideală. Nu, dar vă spun, Nicolas Amaioa este în alt film. Este în alt film capitanul Iașului, ca la Liga 4-a, depășit atât de ușor de balon. Iar Filip Otele, ca la antrenament, nu-i dă nicio șansă lui Silviu Junior. Este 3-2 pentru CFR. Tot Alin Roman execută. Alin Roman centrează și o face bine. Ocazie, Samaioa trece pe lângă șansa golului. Bună oportunitate. Samaioa, care îl ține de tricou, după părerea mea, pe Creșici. Alin Roman, fotbalist tehnic. Dar, iată, foarte bună această pasă și este gol! Da, de se poate. Iată, 3-3, marchează pentru golul Iași Harrison. Iată cât de frumos Alin Roman îl ridiculizează pe Tatsidis, pe care îl depășește ușor. Pasa îi aparține lui Rale și Spas, a doua pasă decisivă a lui Spas în această seară. Iașul se retrage în patru oameni în defensivă, însă este neatentă echipa lui Leo Grozavu. Bârligea, este gol anulat pe motiv de offside. Am spus, nu vă stresați, nu vă stresați, Bârligea nu reușește nici pe suspendare. Ia să vedem faza. Da, brațul, nu știu, din stop cadrul pe care l-am avut. Aici este, poate, raportându-ne la brațul stâng al lui Bulgia, la nivelul picioarelor. Da. Se decide din camera VAR. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super.